sentiment de mândrie națională nu se poate crea în absența unor mituri culturale, în absența respectului dus până la rang de cult. Un mit al Viorii poate fi numit și vestitul rapsod costăștean Filip Odirașcu, nume de referință care este cinstit de violoniști cunoscuți și mai puțin cunoscuți. La începutul edițiile festivalului au fost desfășurate la Vatra Rapsodului, satul Costești, Iaoveni. Deja pentru a treia oară se desfășoară la Chișinău, devenind festival național. În această toamnă, la 12 octombrie, am fost și noi prezenți în Sala Filarmonicii Naționale Serghei Lunghevici, unde am urmărit participanții și ne-am bucurat de succesele lor. Ca de obicei, orice ediție începe cu vioara celui mai apropiat urmaș al rapsodului, feciorul Vladimir Todirașcu.
Festivalul are și un juriu ce cuprinde nume de primă mărime. Dumitru Blajin, artist al poporului, președinte juriului. Constantin Rusnac, laureat al premiului de stat, profesor universitar. Andrei Tamazlăcaru, etnomuzicolog. Serghei Ciuhrii, artist al poporului și alte personalități ale culturii de la mări.
Festivalul a devenit un moment crucial pentru destinul de creație al violonistului Oleg Vitliuc. Participând la acest festival pentru prima dată, în calitate de solist, Oleg Vitliuc se bucură de laurii principale ai festivalului, Marele Premiu.
toți participanții pentru dragostea lor față de creația noastră populară, față de acest instrument capricios care este vioara. Le mulțumesc din suflet și le doresc permanent să fie harnici, să-și îmbogățească repertoriul de la baștină. Folclorul moldovenesc, unii interpreți cam neglijează, să iau după alte zone, nu știu cum. Dar eu le-aș propune ca să fie harnici, să-și iubească muzica moldovenească, fiindcă e foarte bogată și în melodii, ritm, armonie, tempouri și așa mai departe. Eu le doresc lor sănătate și dragoste de muncă creatoare. În primul rând trebuie să ținem cont că culegerea folclorului este sarcina misionară pentru noi toți. Pierzându-l, ne pierdem pe noi înșine. De aceea trebuie să fim harnici, să ne îmbogățim și să duceți steagul culturii noastre, să-l duceți sus în toate țările lumii, ca să duceți bucurie și sânge să vă bucurați de munca voastră. Vă mulțumesc! Vreau să mulțumesc orchestrei condusă de maestru Petru Neamțu, o minunată orchestră care s-a străduit o săptămână întreagă, o muncă aprigă de dimineață și pe în seară, și le mulțumesc mult. Într-a doilea rând, vreau să mulțumesc participanților cât la maestrii noștri din Republică, atât și la foarte buni băieți din România care au venit și ne-au onorat cu asistența lor și cu muzica lor. Eu cred că i-au făcut o bucurie pentru dumneavoastră. A fost extraordinar, așa îmi pare că cred că v-ați relaxat la criticile care ei le-au adus dumneavoastră în suflet. Vreau să mulțumesc, desigur, că Centrului de Creație, Ministerului de Cultură și la toți prietenii mei care m-au ajutat și datorită cărora acest festival trăiește. Mulțumesc mult tuturora și vă aștept și vreau ca să fiți alături de noi. Mulțumesc! Organizatorii festivalului ne oferă clipe de neuitat, reîntâlnindu-ne cu deținătorii locurilor de frunte ale edițiilor anterioare. Ne vor încânta binecunoscuții violoniști Marin Bunea, Veaceslav Bârcă, Victor Mandlac. Să le admirăm talentul!